Ați fost convocați pentru ședința ordinară a Consiliului Local din luna octombrie 2021 prin dispoziția primarului numărul 205 din 22 octombrie. Sunt prezenți fizic un număr de 8 consilieri, 7, deci sunt prezenți fizic domnul Ainoae Pompilă, doamna Botezatu Alina Gabriela, doamna Buțan Daniela Lenuța, domnul Catrințașu Sergiu Florinel, domnul Ciobanu Viorel, domnul Meșterca Sergiu și doamna Subitu Suzana Iuliana. Pe tabletă sunt prezenți domnul consilier Ionel Petrea, online, deci domnul consilier, au intrat pe tabletă, domnul consilier Ionel Petrea, domnul consilier Mocanu Liviu, domnul Moraru Gabriel, doamna Soloschi Andreea și doamna Tudoreanu Laurenția Silvia și domnul Țaina Marian. Sunt prezenți 13 consilieri locali, lipsesc domnul Ceangău Alexandru Tarciziu și domnul Moraru Benone. Este îndeplinită condiția prezenței majorității consilierilor locali în funcție la ședință și vă supun aprobării procesul verbal al ședinței anterioare. Dacă sunt obiecțiuni asupra procesului verbal de la ședința anterioară, pentru cei fizic, prezenți fizic, pentru cei care sunt online, dacă sunt obiecțiuni, vă rog să interveniți. Să punem la vot procesul verbal al ședinței anterioare. Cine este pentru? Cei care sunt fizic, unanimitate. Cei care sunt online, o să vă rog să vă exprimați votul pe rând, că nu am cum să văd pe toată lumea, da? Deci, să luăm în ordine alfabetică. Domnul Ionel Petrea. Pentru, da? Mulțumesc. Domnul Mocanu Liviu. Domnul Mocanu Liviu, cum sunteți pentru? Mulțumesc. Domnul Moraru Gabriel. Pentru. Mulțumesc. Doamna Soloschi Andreea. Bine așa dacă se aude. Mulțumesc. Doamna Tudoreanu Silvia Laurenția. Doamna Tudoreanu, cum sunteți față de procesul verbal? Cum votați? Pentru. Pentru, dar nu s-a auzit. Cred că nu și-a deschis microfonul. A spus pentru. Deci pentru, da? Că nu se aude. Da. Mulțumesc. Domnul Țainea Maria. Da, mulțumesc. Deci, procesul verbal a fost votat în unanimitate. Supun atenție dumneavoastră proiectul ordinii de zi, așa cum a fost transmis și prin invitații și online. Cine este pentru propunerea proiectului de ordine de zi? Cei care sunt prezenți fizic? Unanimitate, mulțumesc. Iar la fel pentru cei care sunt online, cred că tot nominal o să încerc să vă... Și este bine dacă aveți microfoanele pornite, durează mai puțin. Domnul Ceangă este absent, scuze. Domnul Ionel Petrea, pentru față de proiectul ordinii de zi. Pentru, mulțumesc. Domnul Mocanu Liviu. Domnul Mocanu Liviu. Nu pornești microfonul. Dar nu se vede dacă ridică mâna? Nu-i tot. Da. Nu-i vedeți? Pentru, mulțumesc. Domnul Moraru Gabriel. Pentru. Mulțumesc. Doamna Soloschi Andreea. Doamna Soloschi. Pentru. Pentru, mulțumesc. Nu se vedea nici mâna, că vă aveam pe dumneavoastră. Doamna Tudoreanu. Doamna Tudoreanu, față de ordinea de zi. Pentru... Nu vă auzim. Ridicați-mă. Dar oricum nu mai noi vedem. Da, mulțumesc. Și domnul Țaina, Maria. Pentru. Mulțumesc. Să trecem la punctul 1 al ordinii de zi, care este proiect de hotărâre privind alegerea președintului de ședință în cadrul Consiliului Local al orașului Senic Moldova, începând cu luna octombrie 2021. Vă rog să formulați propuneri. Domnul Meșterca. O propun pe doamna Gabriela. Pe doamna Botezatu Alina Gabriela. Altcineva? Pentru cei care sunt online, există propuneri, vă rog să interveniți. Nu, doamna Tudoreanu, spune ceva. Doamna Tudoreanu, porniți microfonul.
Încercați să porniți, doamna Tudoreanu, porniți microfonul. Apăsați pe tabletă acolo jos. Apăsați odată pe ecran. Nu vă auzim. Aveți vreo propunere pentru președintele de ședință? Dacă aveți, scrieți cumva, măcar să facem cumva să ne auzim. Nu. Nu pot să... Da. Bun, dacă sunt alte, poate comunicați altfel cu dumneavoastră printr-un telefon. Da, chiar, dar nu înțeleg. Nu pot citi ce spune. Nu se aude deloc. Nu, ok. Să facă propunerea. Haideți să mă telefon. Faceți în telefon, da. Mai bine ca să... Cum a ieșit? Doamna Tudoreanu, deci s-a propus doamna botezată Alina pentru președinte de comisie. Sunteți de acord? Ședință. De ședință, scuze. A mai fost, da. Nu. Nu există interdicție. Nu există o interdicție, spune doamna secretar. Se propune pe cine vrea. Doriți să propuneți pe cineva? Nu. Bine. Lăsăm propunerea. Deci, să punem la vot propunerea. Rămâneți în telefon cu mine. Domnului Meșterca, pentru da. Doamna Botezată Alina Gabriela, președinte de ședință. Cine este pentru? În fizic, una, doamna... L-aș propune și pe domnul Catrințașu, să fie așa o... Trebuie să fie de acord, domnul Catrințașu. Da. Nu, dacă din partea grupului PNL s-a făcut o propunere, nu mai... Deci rămâne doamna Botezatu. Mai sunt alte propuneri? Nu. Deci cine este pentru doamna Botezatu? Doamna Tudoreanu, și pe doamna Botezatu votează. Da. Și doamna Tudoreanu pentru. Așa, și să vedem pe ceilalți. În afară de doamna Tudoreanu. Dar a fost pentru doamna Tudoreanu. Da. Deci pe ceilalți care sunt... Pe dumneavoastră nu mai întrebați asta, la însă. Da. Domnul Ionel Petrea. Pentru Hardy Campeț. Domnul Mocanu Lidiu? Întră pe el. Domnul Mocanu? Să pornească. Nu, asta poate să nu are. Domnul Moraru, sunteți pentru? Da. Domnul Moraru Gabriel pentru? Domnul Mocanu, pentru, mulțumesc. Doamna Solotski? Pentru, mulțumesc. Doamna Tudoreanu, pentru. Domnul Țaina? Pentru. Mulțumesc. Deci doamna Botezată Alina, o rog să treia conducerea. Doamna secretară, nu vă auzim, sunt mai aproape de microfon. Păi de acum o să fie... Închideți dumneavoastră. Aș vrea pentru comisiile de specialitate, dacă cei care sunt online au de formulat un aviz nefavorabil, să-l spun acum, că nu am, să nu începem la fiecare proiect de hotărâre să așteptăm, că avizele trebuiau să ajungă până acum la mine. De ce nu răspundeți pe WhatsApp? Nu, că eu n-am telefon. Răspundeți pe WhatsApp. Închideți aici și vă spun da. Bine, mulțumim. Trecem la punctul 2 al ordinii de zi. La proiect de hotărâre privind rectificarea bugetului local de venituri și cheltuieli pentru anul 2021 al Unității Administrativ-Teritoriale a orașului Slănic Moldova. Inițiatorul comunist Vaciu Gheorghe, primarul orașului. Okay. Bună ziua celor prezenți în sală și celor care sunt online. E o situație puțin mai delicată așa cu pandemia, dar sper să putem desfășura în ordine această ședință. Aș vrea în primul rând să vă mulțumesc că sunteți prezenți și în al doilea rând să vă spun despre ordinea de zi, că la punctul acesta aprobăm rectificarea de buget în care introducem
la venituri suma de 450.000 de RON primiți de la Guvernul României, ocazie cu care vreau să mulțumesc că ne-au ajutat cu această sumă, fără ea ar fi fost foarte greu să închidem anul cu bine. Și așa ne este greu, dar e o situație mult mai bună. Și să vă spun că pentru prima dată bugetul nostru este de 14.800.000 de RON. Adică este într-o creștere, da, într-o creștere substanțială față de anul precedent, ceea ce, desigur, ne dă și o perspectivă bună de lucru. În principal, bugetul este mărit cu sprijinul pe care l-am primit, 3.606.000 pentru inundații și încă 350.000 pe care i-am primit în primăvară de la guvern. Dacă sunt întrebări. Cine este pentru? Avizele comisiilor sunt favorabile, da? Pentru fizic, unanimitate. Pentru cei care sunt în online, vă rog, doamna Tudoreanu, ok. Domnul Ionel Petrea? Dacă toți sunt amândoi, da, să voteze și domnul Țaina, da? Și domnul Țaina, ca să nu mai deschidem o dată. Domnul Țaina? Mulțumesc, domnul Mocanu. Mulțumesc, domnul Moraru Gabriel. Doamna Soroschi. Pentru, da? Pentru, da. Pentru. Mulțumesc. Deci, în unanimitate s-a votat rectificarea de buget. Trecem la punctul numărul 3, proiect de hotărâre pentru actualizarea listei obiectivelor de investiții cu finanțare integrală sau parțială de la bugetul local pentru anul financiar 2021, orașul din Moldova. Inițiator, economist Vaciu Gheorghe, primarul orașului. Discuție? Cine este pentru? Deci pentru votat, doamna Tudoreanu. Fizic, unanimitate, doamna Tudoreanu, pentru, mulțumim. Domnul Ionel Petrea? Domnul Țaina? Pentru, mulțumesc. Domnul Mocanu Liviu? Domnul Mocanu? Pentru lista de investiții? Pentru, mulțumesc. Mocanu, pentru. Domnul Moraru Gabriel? Pentru. Doamna Soroschi? Mulțumesc. Deci este votat și acest proiect de hotărâre în unanimitate. Trecem la punctul numărul 4. Proiect de hotărâre pentru aprobarea conturilor de execuție ale bugetului consolidat al unității administrativ-teritoriale oraș Reni Moldova la data de 30 septembrie 2021. Inițiator economist Baciu Gheorghe, primarul orașului. Discuție? Cine este pentru? Comisia, avizul comisiei este favorabil. Deci, supunem la vot pentru... Și doamna Tudoreanu, da? Deci, cei online și cei fizic pentru toți, încercăm online. Domnul Ionel Petrea? Domnul Țaina? Pentru, mulțumesc. Domnul Mocanu Liviu? Domnul Mocanu? Pentru. Mulțumesc. Domnul Moraru Gabriel? Pentru. Doamna Soloțchi? Pentru. Doamna Soloschi, cum pentru? Sunteți pentru? Da, mulțumesc. Deci și acest proiect de hotărâre a fost votat în unanimitate. Trecem la punctul 5. Proiect de hotărâre privind aprobarea temei de proiectare pentru realizarea obiectivului de investiții, reabilitare, extindere și modernizare, sistem de alimentare cu apă, stații de tratare în orașul Strănic Moldova. Inițiator economist Baciu Gheorghe, primarul orașului. Aici aș interveni spunând că valoarea pentru reabilitarea drenului și a stației de apă și a rețelelor de apă estimată de către proiectant este de 79.163.000. Asta înseamnă că aici vor fi
Practic este prinsă toată modernizarea rețelelor de apă, mai puțin acolo unde rețeaua de apă este în regulă. În principal că tronsonul axial al apei, pe, de la Stănic până la ieșire din Cireșoaia, care pe unele porțiuni este subdimensionat, atât pentru uzul actual, dar în special pentru ISU. Avem probleme că în situație de urgență nu avem presiunea necesară pentru intervenție. De asemenea, reabilitarea stației și a drenului, care numai drenul este estimat a fi reabilitat cu peste 10 milioane de RON. Noi sperăm ca să găsim înțelegere, pentru că apa și canalizarea care este prinsă la punctul următor sunt priorități maxime, bineînțeles și drumurile locale, o să ajungem și la ele. Vă mulțumesc! Discuție pe baza acestui punct. Cine este pentru? Deci, fizic, unanimitate, doamna Tudoreanu. Mulțumesc pentru și începem. Domnul Ionel? Pentru, mulțumesc. Domnul Caina? Mulțumesc pentru. Domnul Mocanu Liviu? Pentru. Mulțumesc. Domnul Muraru Gabriel? Pentru. Doamna Soluschi Andreea? Pentru. Mulțumesc. Acest proiect a fost votat în unanimitate. Punctul numărul 6. Proiect de hotărâre privind aprobarea temei de proiectare pentru realizarea obiectivului de investiții, reabilitare, extindere și modernizare sistem de canalizare, stații de epurare, canalizare pluvială în orașul Stănic Moldova. Inițiator economist Baciu Gheorghe, primarul orașului. Aici este vorba de canalizare. Dacă îmi permiteți să spun câteva cuvinte, este vorba de refacerea rețelei de canalizare din stațiune, din oraș, care practic funcționează astăzi și este construit în anii 60-70, la care se adaugă extinderea rețelei de canalizare pe Valea Stănicului, sperăm noi pe cât mai multe străzi. Deocamdată nu avem soluție finală, dar estimarea costurilor necesare pentru a rezolva acest proiect este de 161.068 de RON, sumă cu care noi ne ducem la să solicităm finanțare la programul Angel Salini. Discuție? Cine este pentru? Deci pentru cei fizic unanimitate, doamna Tudoreanu. Pentru, mulțumesc. Domnul Ionel Petrea? Nu se aude. Domnul Ionel? Doamna Soloschi? Doamna Soloschi? Domnul Ionel? Doamna Soloschi pentru, da. Domnul Țaina? Mocanu pentru. Mocanu pentru. Domnul Țaina? Pentru. Mulțumesc, domnul Ionel? Pentru. Pentru, mulțumesc. Domnul Muraru Gabriel? Pentru. Și cred că au fost toți. Da. Deci Ionel, Mocanu, Muraru, Soros, Chiridoreanu, Țara. Mulțumesc, unanimitate și acest proiect de hotărâre. Trecem la punctul numărul 7. Proiect de hotărâre privind aprobarea cererii de finanțare prin Programul Național de Investiții Angel Salini și a devizului general estimativ pentru realizarea obiectivului investițional, reparare și reabilitare poduri situate în orașul Stănic Moldova, județul Bacău. Inițiator economist Baciu Gheorghe, primarul orașului. Da, aici aș vrea să, pentru cei care urmăresc materialul filmat, este vorba de podurile principale de pe Valea Stănicului, începând cu cel de la Pufu, care trebuie practic desființat. E un pod acolo construit în anii care a fost abandonat de mult, dar el trebuie reparat. Practic reparate zidurile de sprijin, ca nu cumva să se dărâme și să creeze o calamitate mai puternică acolo.
Dar avem așa, podul de la sanatoriu balnear, podul de la piață, podul de la fabrica de pâine, podul de la biserica catolică, podul de la cimitirul eroilor, podul de pe strada primăverii, podul de pe Stroiu, podul de pe Cimpu, cel care acum are limitat traficul. Bine, sunt unele poduri pentru care traficul o să fie limitat la 7,5 tone, pentru că avem alte poduri pentru acces cu 40-50 de tone cu mașina de pompier. Cum ar fi acest pod de la Cimpu, pentru că avem la Dumii podul mare pe care se poate intra și se poate asigura în caz de situații de urgență, și la fel primăverii, unde se poate intra pe Stroiu. Avem în proiect ca odată cu reabilitarea părâului Stroiu să facem un pod care va permite accesul mașinilor mari dinspre Stroiu pe primăverii până în capătul de sus, podul de la Dumii, podul de pe strada Păcii și podul de la Cișmea. Sunt podurile principale pe care noi le dorim a fi reabilitate. Suma cu care ne ducem la Angel Sarin este 26.481.000 de RON. Vă rog, domnul Pantuliu. La podul de la fosta fabrică de pâine, domnul primar, acolo e o proprietate privată. Acolo să mai intervenim, să fac lucrări la... Da, nu, vă dau răspunsul imediat. Nu erați consilier local în timpul mandatului trecut. Noi am căzut de comun acord cu proprietarul fostei fabrici de pâine și ne-a cedat terenul din partea cealaltă. În sensul acesta, ne propunem să-l facem, este un pod prea sănătos ca să deservească o proprietate privată. În sensul acesta o să ne dea voie să facem un sens unic pentru traficul măcar până la 7 tone, în sensul de a fluidiza circulația. Avem la piață, avem podul de la brutărie, avem la Biserica Catolică, avem la cimitirul eroilor. Vrem ca riveranii să poată circula pe drumul cel mai apropiat și vom face câteva viziuni de trafic în așa fel încât să... Mai jos un pic de podul de la piață, știți, a fost tot un fel de pod. Cumva trebuie să considerați... O punte pietonală. Pietonală, da. Sunt... Acolo, când au fost inundațiile, s-a rupt și zidul, s-a luat și... Bun, punțile acelea pietonale au fost moștenite, practic nu se justifică la distanță de 40 de metri să întreții două punți pietonale. Puntea care a fost luată de apă este acum proiectul în fază de proiectare să refacem zidurile ca să putem liniști lucrurile acolo. Și puntea de la Boierul, dintre Boierul și Moldavia, clas, va fi cea pietonală pe care ne dorim să o întreținem și să funcționeze. O să avem foarte multe punți și nu se justifică, practic, nu ne dă nimeni bani să facem punte lângă punte, că sunt distanțe foarte mici. Putem să trecem la pod? Cine este pentru? Deci, pentru cei ce zic unanimitate, vă rog, cei care sunteți online, domnul Ionel. Domnul Zaina. Mulțumesc. Domnul Mocanu Liviu. Mulțumesc. Domnul Moraru Gabriel. Pentru. Doamna Soloțchi. Andreea. Pentru, mulțumesc. Unanimitate și acest punct. Trecem la punctul numărul 8. Proiect de hotărâre privind aprobarea cererii de finanțare prin Programul Național de Investiții Angel Sarin și a devizului general estimativ pentru realizarea obiectivului investițional, reabilitare, extindere și modernizare sistem de alimentare cu apă, stații de tratare în orașul Zvenic, Moldova. Inițiatorul economist Baciu Gheorghe, primarul orașului. Discuții la acest punct? Cine este pentru? Unanimitate. Pentru cei fizic unanimitate. Doamna Tudoran, am văzut pentru. Domnul Ionel Petrea. Mulțumesc, domnul Țaina. Domnul Țaina. Domnul Țaina. Pentru, mulțumesc. Domnul Mocanu.
Ei sunt, la ei se face microfonia. Mulțumesc. Domnul Moraru Gabriel? Pentru. Doamna Soloschi Andreea? Pentru. Mulțumesc, unanimitate și acest punct. Punctul numărul 9. Proiect de hotărâre privind aprobarea cererii de finanțare prin Programul Național de Investiții Anghel Salini și a devizului general estimativ pentru realizarea obiectivului investițional, reabilitare, extindere și modernizare sistem de canalizare, stații de epurare, canalizare pluvială în orașul Sfenic Moldova. Inițiator economist Baciu Gheorghe, primarul orașului. Discuții? Cine este pentru? Deci, cei fizic pentru unanimitate, doamna Tudorianu pentru, domnul Ionel Petrea. Pentru, mulțumesc, domnul Țainea. Domnul Țainea. Mulțumesc, ei, pentru, domnul Mocanu. De asta face microfonul. Pentru. Mulțumesc, domnul Moraru Gabriel. Pentru. Doamna Soloschi Andreea. Mulțumesc. Unanimitate și acest punct de vedere, și acest punct de pe ordinea de zi. Ar putea, domnii care sunt în aceeași cameră, să rămână cu o singură tabletă și spun da. După altul, că tot este audio. Da. Domnul Ionel, vă rog să... Domnul Ionel și domnul Țaina, rămâneți doar cu o tabletă, vă rugăm. Folosiți doar o tabletă, că se face microfonie. M-ați înțeles? Și la ei se... Da. Așa zic o dată unul după altul. Da. Până îmi scoate sistemul. Punctul numărul 10. Proiect de hotărâre privind aprobarea temei de proiectare pentru realizarea obiectivului de investiții, reabilitare drumului local Slănic Moldova, din orașul Slănic Moldova, județul Bacău. Da. Dacă îmi permiteți, doamna președintă, muncim de 3 ani de zile să cadastrăm și încercăm să pregătim cât mai multe drumuri pentru a fi asfaltate. Punem acest proiect în valoare de 54.941.000 de ron pentru mai bine de 21 de kilometri de drumuri locale, sub rezerva că o să încercăm să obținem finanțare, să rezolvăm canalizare și apă și după aceea asfaltarea drumurilor, ceea ce ne va ajuta foarte mult, pentru că altfel nici nu ar fi posibil, pentru că există o lege în acest sens, dar ne-ar afecta și pe noi foarte mult la, ca și deranj, practic, în comunitate, dar și dacă facem asfaltul prima dată, atunci vom strica ocazia canalizării. Mă bucur că avem această ocazie. Dacă facem un calcul, o să vedem că poate suntem campion la depus la sumele pe care le solicităm, dar noi sperăm să găsim finanțare și aceste proiecte să fie cât mai curând implementate, pentru că altfel rămânem tot o localitate rurală, cum am fost practic întotdeauna, că sunt străzi, spre rușinea Slănicului, care n-au fost niciodată asfaltate de când ele există, ca acum 100 de ani. Sperăm să depășim această etapă și vă mulțumesc pentru că sunteți de acord. Vă rog, doamna Pițan. O să vă pun o întrebare. Alea Curtii este aici la punctul 18. Este cea din fața blocurilor de lângă cimitir, sau care este această alee a Pârtiei? Sunt alea Pârtiei, este un apendic al străzii Nemira, care duce în spate la blocuri, la blocurile, cele blocul 14. Practic este deasupra cimitirului eroilor, pe sus. Pe, da. Pe partea blocului. Da. Și alea din fața blocului de pe strada Alinirei. Aleea din fața blocurilor este pietonală, da. Nu este drum. Noi aici se finanțează drumuri. Aceea faleză, cum vrem noi să arate în viitor, da. Este obiectul amenajării pe planul de mobilitate urbană.
unde suntem eligibili să amenajăm trotuare, piste de biciclete pentru fluidizarea traficului. Suntem eligibili și pe mobilitate urbană să amenajăm drumuri, dar noi am lăsat alei și piste și alte pentru proiectul următor. În același timp, aici este vorba despre un deviz general care nu înseamnă un proiect tehnic. Dacă anumite străzi pe care noi le-am păstrat pentru a fi modernizate pe turism, pe proiectul pe POR, vor fi posibil de modernizat acolo, atunci între timp mai cadastrăm și alte străzi, muncim în continuare, că noi dacă vom semna contractul cu Angel Salini, avem 2 ani la dispoziție să facem proiectul tehnic. Și atunci vom mai veni la dumneavoastră, la Consiliul Local și posibil anumite străzi care sunt eligibile acolo să le scoatem. Mă refer la stațiune doar, da? Cum ar fi Aleea Pârtiei. Acolo trebuie să dovedim că se face turism. Și aici este problema, că foarte mulți proprietari de apartamente care folosesc apartamentele pentru turism nu declară acest lucru. Și va trebui să găsim metode de convingere sau de constrângere, pentru că altfel el când va ieși, va ieși pe un drum local, nu pe un drum turistic. Și aici avem în vedere, ați văzut și strada acolo lângă cimitir, nu? Și alte străduțe prinse în acest Angel Salini, pe care le estimăm noi că nu o să fie eligibile a fi modernizate. Spre exemplu, nu o să găsiți aici strada Nemira în această listă. Da. Tocmai ca strada Nemira și cu faleza și cu toate celelalte să fie modernizate pe turism. Aici putem argumenta, pentru că strada duce la telescaun, duce la cimitirul internațional, obiective turistice. Avem și hoteluri care sperăm noi să se clarifice odată, hoteluri Cerdac. Și aici suntem siguri că vom putea argumenta ca să modernizăm aceste străzi pe buget de turism. Alte discuții? Cine este pentru? Deci doamna Tudoreanu și cei prezenți fizic sunt pentru și cei pentru care sunt pe online, vă rog să exprimați votul. Domnul Ionel Petrea? Domnul Țaina? Pentru, mulțumesc. Domnul Mocanu Liviu? Pentru, mulțumesc. Domnul Muraru Gabriel? Pentru. Mulțumesc. Doamna Solovski Andreea? Pentru. Mulțumesc. Unanimitate și pentru acest proiect de hotărâre. Punctul numărul 11. Proiect de hotărâre privind aprobarea cererii de finanțare prin Programul Național de Investiții Angel Salini și a devizului general estimativ pentru realizarea obiectivului investițional reabilitare drumuri locale Slănic Moldova din orașul Slănic Moldova, județul Bacău. Cine este pentru? Unanimitate. Doamna Tudoreanu pentru. Domnul Ionel? Pentru. Mulțumesc. Domnul Țaina? Pentru. Mulțumesc. Domnul Mocanu Liviu? Pentru. Mulțumesc. Domnul Muraru Gabriel? Pentru. Mulțumesc. Doamna Solovski Andreea? Pentru. Mulțumesc. Unanimitate și acest proiect de hotărâre. Trecem la punctul numărul 12, proiect de hotărâre privind aprobarea înființării unor funcții în cadrul Serviciului Public de Salubrizare din subordinea Consiliului Local al orașului Slănic Moldova. Inițiator economist Baciu Gheorghe, primarul orașului. Da, aici pentru a explica puțin pentru cei care urmăresc ședințele noastre, noi ne-am tehnologizat de 4 ani, de aproape 4 ani de când avem licența de salubritate, ne-am tehnologizat și foarte multe operațiuni trebuie făcute de către oameni calificați, pe care îi avem de altfel, dar în statul de funcții ei figurează muncitori necalificați. Și atunci este corect ca în momentul în care îi dai anumite utilaje, anumite scule oamenilor pe mână să lucreze și responsabilitatea lor crește, atunci să crească și venitul. Nu foarte mult, dar
Așa, așa este corect. Noi, eu am propus acest, de fapt, Serviciul de Salubritate a cerut și eu am fost de acord ca să înființăm aceste posturi. De fapt, le transformăm, înființăm doar două, pentru că urmează să ne cumpărăm un utilaj care să colecteze deșeurile din cele mai îndepărtate zone, în zone greu accesibile. Sperăm ca de la 1 ianuarie să putem ajunge în toate, în toate zonele, pe toate străzile, la poarta omului să luăm aceste deșeuri. Și cu această ocazie fac încă o dată un apel pentru colectarea selectivă. Este foarte important să colectăm selectiv gunoaiele, pentru că oricum prețul lor va crește, dar cu cât colectăm selectiv va crește mult mai puțin. Sperăm ca să ne înțelegeți că fără efortul comun al fiecăruia dintre dumneavoastră, noi nu vom reuși să ne atingem ținta de 50% de deșeuri reciclabile. Mulțumesc. Discuții? Cine este pentru? Fizic toată lumea este pentru. Doamna Tudoreanu pentru. Domnul Ionel Petrea pentru. Domnul Țainea, scuze, Marian pentru, mulțumesc. Domnul Mocan Liviu. Domnul Moraru Gabriel pentru. Doamna Soloschi Andreea pentru. Mulțumesc cu unanimitate și acest proiect de hotărâre. Punctul numărul 13. Proiect de hotărâre privind aprobarea de contării navetei cadrelor didactice care nu dispun de locuințe pe raza orașului Slănic Moldova și își desfășoară activitatea în cadrul unităților școlare din oraș. Inițiator economist Baciu Gheorghe, primarul orașului. Așa cum am promis, vom deconta naveta cadrelor didactice în prima lună după ce această navetă se întâmplă. De data aceasta am fost de acord să decontăm și lunile de vară. Am avut discuții la ședința de Consiliu de Administrație despre acest punct și vă informez că am fost de acord, pentru că ca să nu facem ședință pentru câțiva lei, că vara se adună foarte puține solicitări. Respectiv, transmiteți cadrelor didactice să facă performanță, pentru că primăria are grijă de dumnealor. Mulțumesc, doamna președinte. Alte discuții? Cine este pentru? Cei fizic doamna Tudoreanu pentru. Domnul Ionel Petrea pentru. Domnul Țainea Marian pentru, mulțumesc. Domnul Mocanu Liviu pentru. Mocanu Moraru Gabriel pentru. Doamna Soloschi Andreea pentru. Mulțumesc cu unanimitate și pentru acest proiect de hotărâre. Punctul numărul 14. Proiect de hotărâre pentru modificarea hotărârii Consiliului Local numărul 121 din 6 noiembrie 2020 privind desemnarea reprezentanților Consiliului Local al orașului Slănic Moldova în Comisia Socială de Analiză a cererilor privind repartizarea de locuințe construite prin Agenția Națională pentru Locuințe în vederea închirierii. Inițiator economist Baciu Gheorghe, primarul orașului. Am propus acest proiect de hotărâre pentru ca între timp domnul inginer Catan Alexandru este administrator public și acolo trebuie să fie un reprezentant din Consiliul Local. Respectiv, vă rog să faceți propunere. Vă rog, doamna Buțel. Dorim să-l propunem pe domnul consilier Raena Ipumpilă. Alte propuneri? Domnul Ciobanu este deja. Atunci aș vrea să-l propun eu pe domnul Sergiu Catrințașu. Mai sunt alte propuneri? În ordinea în care au fost. Poftim? În ordinea în care au fost. Da, da, da. Okay. Cine este pentru domnul Aienoaie? Pentru domnul Aienoaie, domnul. Doamna Suditu. Și domnul Aienoaie. Și domnul Aienoaie, doamna Buța. Da, pe da, se poate asta, situația asta. Și doamna Tudoreanu. Da. Dintre cele pentru domnul Aienoaie.
domnul Ionel, împotrivă, da? Sau vă... Întrebați pentru cine votați. Pentru cine votați. Haideți ceilalți care sunt personali, vă rog să vă exprimați punctul de vedere cu privire la persoana care să fie nominalizată în Comisia de Analiză a Cererilor pentru Locuințele Destinate Închirierii pentru Tineri. Domnul Ionel Petrea, au fost, deci au fost propuși domnul Aenoaie și domnul Catrin Sașu. Catrin Sașu, da? Domnul Țainea? Domnul Catrin Sașu. Domnul Mocan Oliviu? Domnul Moraru Gabriel? Pentru Catrin Sașu. Catrin Sașu. Doamna Solotsky Andreea. Cine este pentru domnul Catrin Sașu din sală? Și domnul Catrin Sașu. Domnul Catrin Sașu, da. Patru. Deci pentru domnul Ciobanu. Mai șterga și Catrin Sașu. Patru cu două, nu? Botezat Alina, da? Da. Da. Deci, domnul Catrin Sașu este cu câte voturi? 9 voturi pentru. Domnul Ionai a obținut 4 voturi. Deci, domnul Catrin Sașu, Sergiu, face parte din Comisia ANL pentru viitor, alături de domnul Ciobanu. Să mă ocupeze proiectul operațional? Nu, rămâne așa. Trecem la punctul numărul 15. Proiect de hotărâre pentru aprobarea planului anual de acțiune privind serviciile sociale administrate și finanțate din bugetul local al orașului Slănic Moldova pentru anul 2021. Inițiator economist Baciu Gheorghe, primarul orașului. Discuții? Cine este pentru? Domnul Catrin Sașu, pentru punctul ăsta, cum votați? Fizic pentru toată lumea. Doamna Tudoreanu, pentru. Domnul Ionel Petrea? Pentru, mulțumesc. Domnul Țaina Marian? Mulțumesc. Domnul Mocanu Liviu? Mulțumesc. Domnul Moraru Gabriel? Pentru. Mulțumesc. Doamna Solotsky Andreea? Mulțumesc. Deci acest proiect de hotărâre a fost votat în unanimitate. Punctul numărul 16. Proiect de hotărâre privind aprobarea acordării cu titlu gratuit a dreptului de uz și servitute în favoarea SC Delgazgrid de SA Târgu Mureș pentru terenul aferent realizării lucrării de investiții, extindere rețea și racorduri gaze naturale presiune redusă pentru beneficiari Ander Petre, Antoniu Corneliu, Danu Soare, Ana Maria. Inițiator Baciu Gheorghe, primarul orașului. Discuții? Cine este pentru? Doamna Tudoreanu. Cei fizic cu unanimitate. Doamna Tudoreanu, pentru. Mulțumesc. Pentru cei care sunt online, domnul Ionel Petrea. Pentru. Mulțumesc. Domnul Țaina. Pentru. Mulțumesc. Domnul Mocan Oliviu. Pentru. Mulțumesc. Domnul Moraru Gabriel. Pentru. Mulțumesc. Doamna Solotsky Andreea. Pentru. Mulțumesc. Și acest proiect de hotărâre a fost votat în unanimitate. Punctul numărul 17. Proiect de hotărâre privind aprobarea acordării cu titlu gratuit a dreptului de uz și servitute în favoarea SC Delgazgrid de SA Târgu Mureș pentru terenul aferent realizării lucrării de investiții, extindere rețea distribuție gaze naturale cu presiune redusă și branșament gaze naturale cu presiune redusă pentru beneficiarul Bogătoiu Domnica, inițiator economist Baciu Gheorghe, primarul orașului. Discuții? Cine este pentru? Doamna Tudoreanu. Fizic, toată lumea, doamna Tudoreanu, pentru. Domnul Ionel Petrea? Pentru, mulțumesc. Domnul Țaina Marian? Mulțumesc. Domnul Mocan Oliviu? Mulțumesc. Domnul Moraru Gabriel? Pentru. Mulțumesc. Doamna Solotsky Andreea? Mulțumesc. Proiect de hotărâre votat în unanimitate.
Punctul numărul 18. Proiect de hotărâre privind aprobarea concesionării prin atribuire directă a unui teren situat în orașul Slănic Moldova pe strada Nemira, numărul 28, doamnei Cricov Gabriela, în baza dreptului de preemțiune. Inițiator economic Baciu Gheorghe, primarul orașului. Vă rog, domnul Ciobanu. Dacă îmi permiteți, aici este o eroare, că sunt pe prima pagină pe referatul de aprobare, privind cererea înregistrată de doamna Cricov Gabriela, mai jos undeva spune că în aceste condiții consider că singura posibilitate din punct așa este darea în concesiune închiriere directă domnul Roșu Daniel. Da, am lucrat eu am greșit. Da, trebuie o să mă corectată ca să nu. Da, mulțumesc. Cine este pentru? Unanimitate pentru Doamna pentru, mulțumesc. Domnul Ionel Petra? Domnul Țaina Marian? Domnul Ocanu Liviu? Domnul Moraru Gabriel? Doamna Soloțchi Andreea? Mulțumesc, proiect de hotărâre votat în unanimitate. Declar ședința închisă, vă mulțumim frumos! Thank you.